Bună draga mea, sunt Luna Ala După 5 februarie, luna a început să crească, pasiunele au mai scăzut, tensiunea grea de săptămâna trecută va dispărea, iar oamenii vor deveni mai plăcuți, mai atenți și mai sociabili. Vei avea dorința de a discuta și de a negocia, ceea ce te va ajuta la rezolvarea multor probleme complexe și la corectarea situațiilor din trecut. Apropierea prietenoasă a soarelui cu mercur învărsător și zâmbetele acestuia spre Marte și Uranus în berbec va aduce noi proiecte și idei. De asemenea, în acest moment pot ieși la iveală unele secrete, ceea ce te va șoca și te va afecta. Săptămâna este extrem de reușită pentru conexiunile de afaceri. În plus, acesta este un moment excelent pentru autombunătățire, stăpânirea de noi cunoștințe și abilități. Datorită influenței lui Venus, încrederea în relațiile cu cei dragi, loialitatea și sinceritatea vor deveni principalele tale priorități în această perioadă. Perioada favorizează pe cele care vor lega afaceri sau vor face planuri suplimentare pentru viața de familie. Categoric nu este recomandat să fii leneșă. Pentru a obține ceea ce vrei, va trebui să faci foarte mult efort. În caz contrar, vei rămâne fără nimic. Trebuie să renunți la o dispoziție decadentă, uită-te la viața mai pozitiv și totul va fi bine cu tine. Săptămâna este favorabilă pentru clarificarea relației. Din păcate, nu cele mai bune trăsături ale personajului tău vor începe să se trezească. Păstrează-le pentru tine dacă dorești pace și înțelegere. Pe 17 februarie este de așteptat un fond emoțional intens al zilei fii atentă, nu lua decizii importante în relații personale, nu tăia sau arde punțile cu ceilalți. Ei bine, duminică, pentru a evita posibilele conflicte, încearcă să reduci contactele sau să te gândești cel puțin de 10 ori, înainte să începi să spui familiei și prietenilor tot ce te-a răsturnat. Nu te dărui amintirilor grele, iar acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec! Săptămâna aceasta va necesita calm și rezistență. Este posibil ca în aceste zile, datorită unor greșeli, încrederea în sine să poată fi grav subminată. Aceasta se referă atât la viața profesională, cât și la viața personală. Prin urmare, nu te taxa prea mult, nu te lăuda și nu face promisiuni. Și, de asemenea, renunță la încercările de a realiza visele tale nerealizabile. Acum este puțin probabil să te descurci. Cu cât mai devreme îți vei da seama de inutilitatea propriei tale învârșunări, cu atât mai puțin timp și efort vei pierde. Potrivit astrelor, poți simți în sfârșit un val real de energie, că poți face aproape orice. Treci peste orice cuvinte și bănuieli neplăcute, nu te concentra pe greșelele proprii și pe cele ale altora, iartă mici slăbiciuni ale tale și ale altor persoane. În noaptea de 13 spre 14 februarie, puneți o dorință, se va împlini marți poți efectua achizițiile necesare pentru casă. Începi să simți apropierea primăverii și să visezi la o vacanță. Începe oarecum să nu-ți mai pese de intimitate. Probabil ai fost recent dezamăgită și acum bărbații nu te interesează. Deși astrele situate în casa 11 a astrogramei tale nu exclud cunoștințe noi care sunt foarte probabil pe internet. Dedică acest lucru vineri. Stelele promit o întâlnire cu o persoană interesantă cu perspectiva unei relații mai strânse dincolo de sfera flirturilor. În un weekend poți simți că ți-ai epuizat potențialul, te simți obosită și poți intenționa să te relaxezi în pace și liniște. Aceasta este alegerea potrivită. Weekendul în pace și singurătate este ce ce ai nevoie acum. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Taur Se pare că norocul nu va sta alături de tine în prima jumătate a săptămânii și, prin urmare, trebuie să fii pregătită pentru o chestiune care nu poate fi rezolvată, iar planurile se le pui temporar la naftalină. Te poate copleși și iritarea. Încearcă să îți îndepărtezi gândurile negative chiar dacă nu vei avea control asupra situației în viața personală. Te poți confrunta cu o poveste prea turbulentă care necesită multă energie și emoție de la tine. Miercuri ar trebui să aibă loc o întâlnire ce ce poate clarifica multe. Astrele situate în casa a treia astrogramei tale avertizează: La serviciu probabil că nu vei putea face față sarcinelor atribuite și poți fi mustrată sau să-ți pierzi slujba. Deci, concentrează-te rapid la această zonă a vieții. Către sfârșitul săptămânii te poți aștepta la profituri bune și noroc în tot. Intuiția ta te va ajuta să urci și să rămâi pe creasta unui val și să alegi cu succes momentul și locul de acțiune. Dar nu abuza de favoarea destinului. Mândria și aroganța îți pot juca o glumă crudă. În sfera personală, încearcă să faci tot ce este mai bun pentru cei dragi sau iubitul tău. În weekend va veni soarele pe strada ta și vei putea să te răsfeți mental și să te relaxezi cu ușurința. Începe o perioadă favorabilă, după cum prevestesc astrele situate în casa a doua a astrogramei tale. Întâlnirea cu prietenii va fi extrem de utilă pentru tine, vei obține o mulțime de informații noi și impresii pozitive. Atât pentru casă, pentru colegi și chiar pentru străini, trebuie să devii o autoritate incontestabilă cu reputația unei persoane practice și raționale. Acest lucru te va ajuta să avansezi în mod semnificativ pe scara relațională și socială. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, entuziasmul tău la lucru este demn de admirație. Fă tot ce este posibil pentru a evita conflictele în echipă și pentru a nu te angaja în dispute cu șefii. Această abordare va fi mult mai fructuoasă. Probabil că în aceste zile s-ar putea să ai niște puteri suplimentare. Și acest lucru se va întâmpla din cauza faptului că vei fi pe primul loc rezolvând probleme importante de serviciu sau personale. Utilizează autoritatea ta sporită și ordinea în relațiile cu oamenii. Ți se poate părea că totul și peste tot merge perfect, după cum era planificat, în direcția cea bună, și absolut fără participarea ta. De fapt, este modul în care stelele au pus umărul pentru tine dar nu te relaxa și nu pierde controlul, mai ales în locuri cu concentrații mari de oameni și la drum lung. Gândește-te bine la acțiunile tale și nu mai crede că ai dreptate în toate. Adevărul poate fi departe de tine și ameninți bunăstarea familiei. Nu interfera cu copiii și soțul în ideile și dorințele tale. Astrele tale prietenoase din sectorul 5 al astrogramei tale te avertizează. Acum nu este momentul potrivit pentru reparații. Poți rămâne blocată mai multe luni și vei deranja pe toată lumea. Unele dintre voi pot afla detalii picante despre relația cu o persoană iubită, dar o pot face foarte agresiv, ceea ce poate agrava problema. În weekend se poate că va trebui să te ocupi intens de afacerile altor persoane, uneori uitând în totalitate problemele celor dragi și ale prietenelor. Nu exagera, Poți întâmpina dificultăți în comunicarea cu a doua jumătate, poți să cedezi impulsului și să începi argumentări nesfârșite. Nu te lăsa ispitite de soartă. Este mai bine să depui eforturi pentru a aduce noutate în relația cu cel iubit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC În această săptămână poți simți o pasiune pentru schimbare. Și se pare că vei reuși să faci față la o astfel de sarcină pentru că în această perioadă vei fi capabilă să evaluezi rapid situația și să iei decizii anticipate fără a uita să ții cont de interesele altor persoane. Indiferent de specificul tău, planul va avea succes. Poți să îți conectezi viața cu o altă persoană, să te miști, să călătorești, să găsești un nou loc de muncă, dacă nu îți va fi teamă de dorințele tale. Poți cheltui bani care au fost inițial destinați unor lucruri complet diferite. Poți accepta o ofertă de muncă tentantă care este cu adevărat benefică. În viața personală, relațiile de familie pot fi pline de relaxare și distracție plăcută. În gospodărie aveți interese comune, iar acest lucru poate fi de folos joi și vineri. Mergeți împreună la un concert. Sub orice pretext, amână întâlnirile de afaceri programate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Pot apărea dificultăți în evaluarea capabilităților și nevoilor altor persoane. Este mai bine să refuzi să-ți asumi orice obligație serioasă. Nu te implica în dispute stradale. Ei bine, în weekend vei primi cea mai mare plăcere și vei beneficia de o companie intimă, după cum susțin astele situate în casa A5 a cincea a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, principala sursa a problemelor tale în această săptămână va fi în tine însăți. S-ar putea ca brusc să fii copleșită de un atac de melancolie acută sau de nemulțumire pentru totul și fața de toată lumea. Nu te dărui unei astfel de ispite și nu te implica în clarificarea relației. În acest moment, mândria ta excesivă, lipsa de vizibilitate sau încăpățânarea vor fi capabile să joace cu tine o glumă crudă. Pe scurt, fii sensibilă, așadar, poți avea o săptămână plină cu evenimente neașteptate și este clar că ceea ce vrei să faci este imposibil. Dar merg bine lucrurile pe care nici măcar nu te-ai gândit să le faci. La serviciu vei fi confuză uneori, dar totuși vei obține rezultatul dorit. Astrele din sectorul 5 al astrogramei tale avertizează miercuri poți avea relații personale dificile, detalii pe care nu bănuiai să le afle voi și la iveală și te poți simți jignită. Vineri este un moment minunat pentru întâlniri, dar este de dorit ca aceasta să nu aibă loc pe teritoriul tău. Situația ta financiară nu este foarte reușită și nu trebuie să cheltui bani în plus. Te vei simți stoarsă și obosită. În relația cu a doua jumătate, trebuie să înveți să dai, pentru că până acum ți-a îndeplinit toate cerințele. Cele singure se pot baza pe o aventură de dragoste interesantă, de o noapte. Duminică îți vei fi amintit că a fost de fapt ceva ciudat și neașteptat. Păstrează-ți părerea cu privire la problemele morale. Există puține șanse să înțelegi corect. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, este bine cel puțin o săptămână să îți iei o vacanță. Dacă acest lucru nu este posibil, redu volumul de lucru la minim. În mod conștient îndepărtează-te de comunicarea neproductivă și neplăcută. Înconjoară-te cu oameni pozitivi, cultivați, optimiști și nu te gândi la nimic rău. Săptămâna nu este deloc potrivită pentru acțiuni financiare. Uite să investești bani și încearcă să cheltui mai puțin. De acum și până la prima decada lunii martie, va fi interesul tău să reduci activitatea, anticiparea îți va fi mai bine consolidată, iar acest lucru te va salva de problemele inutile ia în considerare faptul că această perioadă este categoric inadecvată pentru clarificarea relațiilor și rezolvarea problemelor în care ai puțină experiență, chiar dacă ești încrezătoare în tine și în abilitățile tale. De asemenea, ai grijă în afaceri, nu ești imună la greșeli. Încearcă să fii atentă la starea ta de sănătate și începe un stil de viață foarte sănătos. Caută parteneri pentru fitness, iar joi vei avea o succes. Unul dintre prieteni va fi mulțumit de propunerea ta. Și nu-ți pierde simțul umorului. Este capabil să te ajute în cele mai dificile situații, fără a expune sistemul nervos la stres excesiv. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Săptămâna va fi productivă, deoarece o diligență trezită te va ajuta să abordezi creativ munca grea sau neatractivă. Da, și cu problemele vieții personale poți face față fără dificultate. Acesta este de asemenea un moment excelent pentru a te îngriji de sănătate. Datorită efortului fizic moderat, alimentației echilibrate și aerului proaspăt, îți vei putea îmbunătăți sănătatea fără cheltuieli speciale. Greutățile vin pentru o perioadă scurtă, când trebuie să-ți vezi imediat de viața personală. Poți reînnoi vechile relații, ele vor fi cele mai interesante. Dar o întâlnire întâmplătoare pe stradă va prezenta de asemenea o surpriză. Cu toate acestea, astrele spun că viața ta nu este atât de roz. În timp ce nu ești mulțumită de muncă, nu poți atinge nivelul salariului la care ai visat recent. Prin urmare, este necesar să economisești bani și să refuzi până și achizițiile mici. Ambițiile tale profesionale vor fi totuși curând satisfăcute. Evaluează obiectiv persoanele și informațiile primite vineri. La sfârșit de săptămână, singurătatea nu te amenință și nu trebuie să dai crezare zvonurilor neconfirmate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. O perioadă favorabilă începe pentru tine, dar se pare că deocamdată va trebui să renunți pentru o vreme la aspirațiile tale de carieră. Lucruri la fel de importante precum familia și viața ta personală vor fi pe primul plan. Prinde momentul în care poți îmbunătăți relațiile și înțelege de ce cineva dintre cei dragi se comportă complet diferit decât ți-ai dori. Vorbind inimii cu inima, va ajuta la ameliorarea anxietății și la restaurarea păcii în casă. Este de fapt motivul pentru care crezi că ai devenit prea încioată și lentă la muncă. Ziua de marți este favorabilă pentru întâlniri plăcute mici, cel mai probabil te vei vedea cu prietenii. Joi există o șansă să câștigi bani buni, dar în același timp ești ocupată să faci ceva pentru tine. Rudele se vor face auzite la sfârșitul săptămânii, iar dacă ai proiecte comune, este mai bine să renunți pur și simplu la ele fără să faci promisiuni. Cele care nu au cunoscut încă iubirea vor cunoaște în final un candidat adecvat pentru o relație serioasă. Profitul monetar este așteptat la sfârșitul săptămânii, după cum susțin astrele situate în sectorul 2 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător este posibil ca în aceste zile multe probleme să cadă asupra relațiilor de familie. Aici vei înceta să mai urmezi discursul calculat și din greșeală ceva va fi rupt de pe limba ta. Prin urmare, merite să ai grijă în avans pentru a evita astfel de probleme. Vei avea suficientă putere pentru a te pregăti în timp util, deși este posibilă și opțiunea opusă atunci când tu trebuie să te aperi de critici și acuzații. Săptămâna aceasta vei avea puține șanse de succes, dar totuși dorești să le fructifici. Înțelegi că nu este necesar să te bazezi pe un partener, iar banii în casă pot apărea numai datorită ție. Astrele te avertizează, miercuri și joi sunt zilele cele mai intense. Te vor obosi și va trebui să descarci weekendul în avans. Vineri poți deveni foarte romantică și poți răspunde la o invitație primită pe internet, dar deocamdată este mai bine să te abții de la întâlniri personale. Pur și simplu nu ai suficientă căldură și atenție, iar seara te poți simți tristă că ești singură. Te rog, în timpul săptămânii, fă o mică achiziție. Te va ajuta să te bucuri. Întreaga săptămână poți pierde simțul proporției, în special în produsele alimentare. Urmărește-ți dieta. Există un risc ridicat de a mânca ceva care poate avea consecințe neplăcute. În mediul înconjurător poate fi o persoană care dorește să îți provoace un rău mare. Și nici nu știi cât de mult o preocupă viața ta, după cum arată planetele situate în casa A12 a 12-a a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn a venit o perioadă când nevoie de contacte crește dramatic și, în cea mai mare parte, îți va aduce multe beneficii și bucurie, mai ales începând cu săptămâna aceasta. Acum ai nevoie de toată rezistența și performanța. Vei fi pe deplin mulțumită de succesul financiar. Între timp, va fi mai bine dacă, în timp ce comunici cu oamenii, nu vei exprima deschis tot ceea ce crezi despre ei. Este o perioadă favorabilă înaintea ta, de ce să o întuneci personal cu bârfe și intrigi? În general, totul va merge bine, dar creșterea absenteismului și uitarea poate provoca mici neînțelegeri. Prin urmare, nu te baza pe memorie. Notează-ți data și ora tuturor lucrurilor importante, fă o listă cu achizițiile necesare în avans. Nu interfera în afacerile altora fără a-ți se cere. Brusc, poți începe să simți că viața ta este prea gri și monotonă. De mult timp nu au existat evenimente luminoase, și acest lucru este adevărat. Este în puterea ta de a schimba ceva, ești chiar gata să privești altfel sănătatea și relațiile tale. Pentru sănătate, încearcă să faci o întâlnire joi cu un specialist. Rezultatul va fi pozitiv. Vineri, gândește-te cum poți petrece în mod activ weekendul. Trebuie să mergi undeva pentru noi impresii și aventuri, după cum susțin planetele din sectorul 8 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător Potrivit astrelor, vei deveni mult mai egoiste decât de obicei și îți vei pune interesele pe primul plan cu poleiala obișnuită. Se pare că bunătatea și generozitatea ta au fost deja epuizate de mult, iar tu o cotești că este timpul să te gândești la tine însăți. Cheltui mult mai mulți bani decât de obicei, mai ales că ești interesată de garderoba ta. Starea emoțională, mentală și fizică nu este la cel mai înalt nivel. Marele tău plan se dovedește a fi o ruină pentru că nu ai găsit mânuțele altora care să-l pună în aplicare. Finalizează încet lucrarea începută cu mâinile tale și vei vedea că starea ta de spirit se va muta din punctul mort. Este posibil ca în momentul de față să nu ai ocazia să stai ferm pe picioare și să-ți găsești locul la soare. Cu siguranță îți va fi dificil să faci acest lucru fără ajutor, așadar, stabilește relații de prietenie puternice cu oameni puternici și influenți. Apropo, în activități comune, atât la locul de muncă cât și în familie, poți arăta calități reale de om muncitor. Profită de asta! Miercuri se poate cere să returnezi o datorie, dar vei returna doar promisiunile. Joi mergi la reconciliere cu cei cu care te-ai certat. Patronul tău astral te sfătuiește să nu iei decizii rapide. Ești exact unde trebuie să fii. Accepte. Fă pace cu vechii parteneri de afaceri sau angajatori. Informațiile primite la sfârșitul săptămânii pot fi false. Nu avea încredere în ofertele de natură financiară. Așa avertizează planetele situate în casa a treia a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! În această săptămână a lunii februarie, te așteaptă evenimente luminoase în viața personală, care, într-o singură clipă, pot fi transformate cu susul în jos, dar și probleme oficiale. Săptămâna este activă și responsabilă pentru viața profesională. Dacă auzi zvonuri neplăcute despre tine sau despre cei dragi, nu clarifica relația și nu pune nimic la inimă. Reputația ta este impecabilă. În schimb, dacă ai o întrebare îndelungată despre cum să rupi o relație plictisitoare, atunci trebuie să o faci chiar acum. Poți găsi cu ușurință cuvintele potrivite și nu vei ofensa pe nimeni. Cea mai dificilă conversație trebuie programată marți. Dacă tu crezi că avansarea în carieră nu este atât de rapidă și nu îți aduce beneficiile așteptate, atunci această perioadă este potrivită pentru alegerea noilor scopuri sau pentru ajustarea celor vechi. Fii atentă cu privire la bani. Nu intra în datorii, nu lua credite. Neglijoarea acestui sfat poate duce la tulburări grave în familia. Ai încredere numai în tine și nu lua în seamă emoțiile. Ziua de joi este bine să o dedici chestiunilor financiare. Va fi plăcut să acorzi atenție bunăstării tale. Posibile exacerbări vor evidenția problemele de sănătate existente, după cum susțin planetele adunate în sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!